Domnilor, accidentul de poliție care a accidentat ieri în capitală două fete de 13 ani în timp ce traversau strada pe zebră ar fi circulat cu o viteză de peste 80 de km pe oră. Potrivit unor surse, Digi24, polițistul de 30 de ani nu se afla într-o misiune care să explice graba. Una dintre copile a murit, iar cealaltă este la spital cu fractură la gambă. Premierul i-a cerut ministrului de interne o anchetă rapidă. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Cele două fete mergeau către școală, spun martorii impactului. Nimic nu le-a alertat în momentul în care au început să traverseze. Autospeciala de poliție avea girofarul pornit, dar nu și sirenele. Mașina de poliție venea din spatele meu, le-a lovit pe cele două fete, chiar pe trecerea de pietoni, în momentul în care ele voiau să ajungă pe partea cealaltă. Impactul a fost atât de puternic încât cele două fetițe au fost aruncate la aproximativ 50 de metri distanță în locul în care acum se află ambulanța. Imaginii surprinse de o cameră de supraveghere arată momentele de după impact care confirmă informațiile preliminare din anchetă. Autospeciala circula cu peste 80 de km pe oră. La 112 au fost primite 9 apeluri. Primul a fost dat de polițist. Două echipaje smurd au fost trimise de urgență în zonă. Surse din poliție spun că mașina avea semnalele luminoase pornite și că agentul mergea către caz, ceea ce înseamnă că mașina avea o viteză destul de mare. Cu toate acestea, până la momentul impactului, pe asfalt nu este niciun fel de urmă de frânare. Martorii confirmă că mașina de poliție avea sirena pornită, dar circula cu viteză și acuză că agentul a fost favorizat de colegi. Avea viteză foarte mare, doar semnale luminoase, după cum se vede că mașina a rămas aici. Fără efecte sonore, nimica. Salvările au fost chemate de populație, de oameni. Ei au chemat strict poliția. Au venit mașinile. L-au luat, l-au ascuns după cazan, pe șofer, fără să îl testeze. De cealaltă parte, poliția spune că agentul de 30 de ani, care era la volan, care avea mai bine de 5 ani vechime în instituție, a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost zero. Urmează să stabilească tocmai de aceea. În cadrul anchetei se va stabili în ce direcție se deplasa, se vor stabili inclusiv detalii tehnice, dacă se foloseau sau nu se foloseau semnale luminoase acustice, care era misiunea în care era angrenat polițistul. Câte persoane erau în mașina de poliție? Din datele pe care în acest moment, doar conducătorul auto, nu era o altă persoană în auto specială. O amplă investigație a fost deschisă, s-au făcut măsurători meticuloase, mai ales că marcajul rutier al trecerii de pietonii pe care erau victimele este șters, iar trecerea nu are semafor, ci doar un indicator rutier. Pe această stradă sunt adesea accidente? Sunt, că se circulă cu viteză. Traficul rutier a fost blocat în zonă aproape 4 ore, înainte ca mașina de poliție să fie ridicată.